Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Dacă ai avut norocul să te fii născut pe 7 februarie, emiți o atracție misterioasă, imposibil de a-i rezista. Personalitate complexă și profund contradictorie pare atât de misterioasă încât oamenii sunt atrași de tine ca de un magnet. Sociabilă, aparent sinceră, dispusă oricând să ajungi cu un sfat, ai o natură contemplativă care necesită singurătate frecventă, deoarece ești un gânditor independent cu comportament neobișnuit și o viziune personală asupra lumii. Uneori, și doar atunci când intelectul funcționează împreună cu intuiția și imaginația activă, ești capabilă să prezinți idei care par pur și simplu incredibile. Ursitoarele ți-au hărăzit o părtinire socială pronunțată și crescutărie că existența inegalității sociale este corectă. Deși ești idealistă prin natura ta, pe aceia care nu împărtășesc opiniile tale învinuiești adesea pentru prostie și chiar cinism, tu critici aspru viață ca atare, dar ai o idee slabă despre ceea ce ar trebui să fii tu cu adevărat. Cu toate acestea, Eforturile tale disperate de a trăi conform idealurilor proprii, precum și speranțele fragile că alții te vor urma cu bunăvoință, nu sunt întotdeauna realiste. Nerecunoașterea pentru tine este extrem de nedorită deoarece îți atinge vanitatea. Dar vanitatea trebuie depășită pentru a recâștiga sau a menține o poziție socială. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer care se disting prin următoarele calități, cosmopolitism, interes, progresivitate, inovare, individualism, planeta ta guvernatoare este Uranus, aceasta determină progresul, planeta este favorabilă pentru cele care lucrează individual, planeta ta în exil este soarele, soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza și moliciuna personalității. Vărsătorul te face un adevărat gânditor utopic, deseori excentric și original, uneori greșit înțeleasă chiar de către filozofii singuri și contemplativi. Ești misterioasă, carismatică și atragi pe alții. De la naștere, ai un caracter complex controversat, care se adaugă doar la apelul tău magnetic. Ești mai tot de una sociabilă, evident pe restricții, adică până îți pieră interesul personal, te afișezi a fi fericită să-i ajuți pe cei care au nevoie de ajutorul tău, dar din când în când trebuie să fii singură cu tine însăți pentru a contempla lumea interioară și pentru a face față dialogului intern, ești aspră la critică deși nu o afișezi permanent, dar în sinea te ești naivă și simplă ceea ce corespund pe deplin aspectului tău natural și a modului tânăr de a-ți exprima sentimentele. Apreciezi sinceritatea celorlalți și o folosești deseori în folos personal. Tu crezi că natura și universul sunt cele mai înalte valori și că sunt deschise spre divinizare. Cu toate acestea, ești un judecător nemilos care studiază cu sârguință motivațiile acțiunilor umane. Îți alegi prietenii foarte atent, aceștia trebuie să corespundă complet și să răspundă intereselor tale, și mai presus de toate să nu te contrazică, să nu fie mai dotați intelectual ca tine. Dacă ți-ai asumat responsabilități familiale și ai copii, atunci în relațiile cu aceștia acorzi o importanță deosebită cererilor acestora, ascultând mereu și conformându-te lor ești convinsă că copiii te pot învăța foarte mult și că trebuie să aibă neapărat o copilărie fericită. Te opui categoric violenței, obiceiurilor maniacal-obsesive și tendințelor reacționare care sunt în detrimentul naturii umane, dar la rândul tău le practici cu cruzime dacă este în interesul tău. Nu ți este atât de ușor să convingi pe ceilalți ca ai dreptate. Adesea te confrunți cu o rezistență încăpățânată din partea unor persoane mai practice și mai puțin idealiste, care consideră că status quo-ul tău este departe de a fi irreproșabil și trebuie înlocuit. Ești iubitoare de libertate și nu te limitezi să faci sugestii altora cum să ia decizii pe cont propriu, uneori chiar le impui. Ești conștientă de faptul că, dacă îți impui persistent punctul de vedere asupra altora, aceștia cedează și te urmează, chiar suferințele minore au un efect dăunător asupra psihicului tău, mai ales dacă nu le poți face față. De regulă, îi ajuți pe alții doar din cauza unei sentimente de responsabilitate sau, mult mai des, din cauza marilor oportunități sociale, a interesului personal imediat, dar în general problemele altora te sperie. Ai o minte liberă și, prin urmare, Începi să inventezi argumente atunci când încerci să-i presezi pe ceilalți să te asculte sau să-ți dea dreptate într-o problemă. Tu nu poți rămâne tăcută față de cei care îți amenință ideea. Aprecind spontaneitatea, dorești să vezi pe alții cinstit și deschiși, chiar dacă nu împărtășești punctul lor de vedere. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este independentă, sfidătoare misterioasă, curioasă, individualistă, avară. Ar trebui să înțelegi că uneori este pur și simplu util să fii un optimist în viață, să lași credință și speranță în inima ta, chiar dacă existența divinității este incredibilă și nu este susținută de nimic. Cum afectează data de 7 februarie soarta ta? Ești înzestrată cu daruri diferite, și bune și rele. Principalul lucru este să le elimini în mod corespunzător, iar apoi orice ușă ți se va deschide. Ești incredibil de atractivă, ai o gândire speculativă și tot felul de talente, În întotdeauna acționezi după un capriciu, care are ca fundament un interes mercantil, ai propriile opinii cu privire la absolut orice întrebare și nu te vei abate în jos de la opinia ta, cei din preajmatate apreciază, Deși uneori ești cu adevărat deranjantă, tu consideri că existența inegalității și inechității sociale în lume este naturală și chiar corectă, devenind cu vârsta arogantă, invidioasă și nerecunoscătoare, dar trâmbițând în stânga și dreapta principiile și tradițiile dezvoltării civilizației umane, iubirea nemărginită a opiniilor tale nu ne este negociabilă, privești întotdeauna critic situația lucrurilor, oferind o evaluare obiectivă a tuturor lucrurilor, fără înfrumusețare și nuirea adevărului, doar că obiectivitatea ta stă în idealismul și convingerile tale, de aici și natura adevărului pe care îl deții, este unul personal. Acest lucru, odată cu idealizarea valorilor vieții, poate duce la consecințe negative. Faptul este că cei din jurul tău tind să privească aceste trăsături ca o cruzime excesivă și chiar arogantă, deși aceste lucruri poate fi doar vârful muntelui de sub ocean. Adevărul este că nu iubești deloc munca, sau mai precis o iubești când este făcută de alții pentru tine, dar nu o apreciezi pentru simplul motiv că ți se cuvine. Ca să fiu mai precisă, dacă reușești să impui o idee, Simpla proprietate asupra ideii respective, atrage în mintea ta și proprietatea asupra realizării acesteia, chiar dacă tu nu ai participat sau nici nu ai investit, ci pentru că meriți. Iubești banii în forma lor fizică, nici de cum un cont, pe card, în bancă. Nu suferi să știți este cineva dator o centimă. Aparența de om simplu cu care te înconjori, are ca scop subjugarea celorlalți înhămarea lor la interesele tale egoiste, realizarea personală. În viața ta, principalul lucru este confortul. Cu prietenii tăi poți discuta calma anxietatea și temerile tale, dar o asemenea prietenie apropiată trebuie meritată. Și cum o poate merita? Asigurându-ți confortul. În relațiile cu ceilalți oamenii pentru tine principalul criteriu este generozitatea cu cât o persoană este mai generoasă cu tine, cu atât se poate apropia mai multă de tine. Tu privești viața cu un ochi critic, dar, în același timp, nu uiți interesele proprii și poți cânta în struna cuiva pentru a convinge că meriți generozitatea persoanei respective. Ar trebui recunoscut că, în scopuri mercenare, prefer să folosești această abilitate. Totuși tu consideri că încălcarea drepturilor omului este inacceptabilă, pentru că tu însă ți libertate libertatea de plină și nu permiți nimănui să ți-o îngrădească câte de puțin. Pentru cei dragi, ești de obicei un suport fiabil datorită nivelului ridicat de autocontrol. Respingi cruzime în toate manifestările ei, dar ești dispusă să folosești această metodă pentru a-ți satisface posteritatea. În familia ta domnești tu. Dacă dorești, poți reuși în aproape orice activitate, iar voința de a câștiga și inteligența mecanică te va ajuta în acest sens. Tu numeri acțiunile tale și al cu mulți pași înainte, izolezi și chiar crucifici de tractorii și prietenii șocanți. Dragoste și compatibilitate Într-o relație intimă, combin idealismul romantic cu obiectivitatea rațională. Poți fi un prieten minunat, devotat, dar în relații intime te simți permanent lipsită de apărare și vulnerabilă. Cauți intimitate, dar îți este frică de pierderea independenței tale. Compatibilitatea familială cea mai bună o vei avea cu gemeni, balanță și săgetător. Cu ei vei fi capabilă să construiești o familie prosperă și prietenoasă, cu obiective comune de viață, cu condiția ca libertatea ta să fie permanent respectată, și nevoile tale să fie permanent hrănite. Este posibilă unirea în căsătorie, precum și relațiile prietenoase cu peștii, berbecul și leul. Deși în această combinație de pereche există ceva, trebuie să învățați să vă auziți unul pe celălalt și să renunțați reciproc la mândrie și aroganță. Sunt foarte puține șanse pentru o căsătorie favorabilă cu reprezentanței taurului, racului, scorpionului, Capricornului, Vărsătorului și Fecioarei, este puțin probabil ca să vă puteți înțelege, sunteți prea diferiți, vedeți valorile familiale în moduri diferite, deși există opțiuni în funcție de datoriile lor karmice și de ascendentul tău, după cum sunt înscrise în astrograma natală, locuri de muncă și carieră, în mod ciudat, tu te confunzi cu ideea necesității inegalității și inechității sociale. Motul tău este, cine e prost să moară. Nu ți se pare nedrept că sunt oamenii mai puțin dotați intelectual și nici sărmani, pentru că în sina ta știi că societatea are nevoie de mână de lucru, nu doar de intelectuali. Observi inegalitatea natură, dar o argumentezi prin divinizarea naturii și a universului. Adversarii și dușmanii tăi, deseori te consideră nepoliticoasă, cinică și prea îngânfată vina pentru această opoziție stă în excentricitatea ta și în caracterul tău mercantil. Niciun loc de muncă nu este suficient de bun pentru tine dacă nu ești răsplătit în cifre astronomice. O afacere proprie va fi greu de gestionat pentru că pentru tine banii sunt de, de luat, te desprinzi cu mare greutate de ei, indiferent dacă ai de plătit facturi restante, sănătate și boli ești suspicioasă la diferite mijloace moderne de tratament. Tu subconștient înțelegi că tratamentul este foarte scump și, prin urmare, preferi tratamente ale medicinei alternative sau tradiționale. Autosuficiența te face să crezi că știi ce este mai bine pentru tine, te tratezi de multe ori singură, nu ai încredere în diagnosticul dat de medici, acuzându-i deseori de lipsă de profesionalism, dar experimentele tale asupra sănătății, din nefericire, nu au efecte reversibile. Ești predispusă la boli ale sistemului nervos și ale ligamentelor membrelor inferioare, acestea, din urmă, datorită supraponderalității. Trebuie să te ferești de dietele neobișnuite, în special cele destinate scădării în greutate. Cu toate acestea, Abordarea modernă a hranei și a gătitului va avea un efect benefic asupra stării emoționale. Este recomandabil să incluzi legume proaspete, tărâțe, iaurt, nuci și fructe în dieta zilnică, să elimini complet zahărul, dulciurile, produsele fast food și mesele de seară. Se recomandă un exercițiu zilnic moderat, gogging timpuriu sau not. Poți scăpa de stres cu ajutorul meditațiilor a tot felul de practici spirituale, yoga, destinul și norocul. Ești o persoană norocoasă în tot. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât ele întăresc toate cele mai bune aspecte ale caracterului și dacă urmărești calea evoluției, îmbunătățind puterea și spiritul, viața ta poate fi înconjurată de o aură de glorie, de succes, de noroc. Te poți manifesta în multe domenii. Orice ocupație pe care o vei alege îți poate aduce bogăție și faimă, dacă vei găsi angajatorul care să te satisfacă pe cuniar. Ai un magnetism special, capacitatea de influența oamenii. Tu încerci sincer să trăiești în conformitate cu idealurile tale personale, opunându-te chiar regulilor general acceptate, și întotdeauna speri că vei da un exemplu bun vecinilor tăi. Naivă? Copilă erască sau adolescent veșnic, indiferentă de vârstă rămâi blocat în anii majoratului, porți permanent o mască, poți fi un strateg bun care rar ori faci greșeli, câtă timp scopurile tale sunt profund umane și nu urmăresc confortul personal, calea bunei cuvințe te va conduce spre bunăstare și lux, calea răului este drumul spre nicăieri, înconjurată de întuneric și lipsă de speranță. Sfaturi pentru tine. Psihicul tău este destul de instabil. Ești foarte supărată și suferi atunci când te confrunți cu nenorocire și durere în viața ta. Respingi suferința dar nu ești întotdeauna conștientă de acest lucru. Pentru tine libertatea și independența sunt valori fundamentale. Urăști și te poți manifesta cu cruzime dacă cineva va exercita presiunea asupra ta indiferent că ar fi oameni apropiați sau anumite reguli ale societății. Tu nu taci niciodată dacă nu-ți vezi morți oponenții tăi ideologici. Tu ceri deschidere și sinceritate față de dușmanii tăi, dar știi să-i lovești pe la spate. Calea către succes te poate duce la un sfârșit tragic, dacă în timp nu înveți să ți sacrifici interesele de dragul oamenilor vii, bucurându-te sincer pentru alții și lăudându-i reține că este imposibil să ai absolută dreptate și că uitarea și iertarea sunt calitățile oamenilor cu suflet nobil. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, Designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca doscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriș, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.